Nașpa. Mie mi-e greu să mă uit într-o gaură. Și ori, uite și tu ce fețe au oamenii care se uită la noi. Mie îmi plac. Strupă-te. Și pentru că noi ne trezim greu, mi se pare că mă omor. Nu că te trezești greu. Eu mă trezesc greu, dar mă trezesc și prost. Că am o pisică care e învățată dimineața să ceară plic. Și bă, de la 4. Să ceară plic. Îi dau mâncare la plic. Dar ce e pe cocaină? Îi dau dimineața mâncare la plic. Care dimineața e. Bă, exact Sorine, ca pe cocaină. Sorina, ce de mâncare și gura ta. Exact ca pe cocaină, de la 4 la 6. O aud afară. Ies afară, intră în dormitor și după aia când ies eu afară știe că e plic și după aia vine pe lângă mine și bă, băiatul plic și dau plic și după aia am trebuit că doarme. Dar între 4 și 6 este oribilă. Deci dacă sunt oameni care vor o pisică. Porcușorul meu e foarte drăguț. Și el face la fel, că vrea dimineață mâncare, că n-a o grămadă de ore, e normal la animale. Bă, da, deci când mă fuiesc un pic în pat, doar el stă acolo în cușca lui, că e în camera la noi, trebuie doar să mă fuiesc un pic în pat și sare undeva sus să se uite. Băi, ești prost. Exact așa ce pisica. Și dacă o las în dormitor. Da, nu, e ok. Băi, dacă... mai stai, șeful. Ești ok, ești băiat. Exact așa face și a mea. Dacă o las în dormitor, doarme. Bă, dacă m-am mișcat, e aici. Bă, ești treaz, bă, plic ceva. Dacă o ignor... Mă călărește, vine, trage, mușcă de picioare, este... Îmi place foarte mult asta cu plic. Bă, plic, frățică. Sergiu, dacă... Da, se aude. Noi nu începem emisiunea asta, dacă este cineva ceva interesant, da, întrerupe-ne. Doar a întrebat cineva dacă l-a scos pe Sorin de sub masă. Dacă m-a scos de sub masă? Da. E bună glumă. Că tu erai sub masă, gen, până acum. Ah, am înțeles. E ok. Arăt de parcă scos de sub masă. Te simțit un pic și da, mie. Da, da. Îmi pare rău. A fost nu ca de la... altă, da, sub masă sunt picioarele jigoase lui Toxu și... Te simți ca la râs ca prostul ăla cu eu mama când te-a făcut varză Frânculescu? Da, m-a făcut varză. Am avut și eu două, trei luni acolo. Te-ai simțit, am văzut în ochii tăi. Nu, da, aia da, da, aia aia acolo m-am mișcat. Cu... mai zi cu... că nu știu cum e aia cu iese puțin. Mă, tăi așa de grasă că dacă intră într-un loc, iese puțin sau ceva genul ăsta. Că nu poți să intri într-un loc fără să iasă puțin. Funny. Așa că, dacă ați înțeles asta cu trezitul greu, am găsit niște fun facts despre somn. Nu știu dacă sunt fun facts cât sunt facts. Sunt facts, da. Sunt fun facts. Încercăm noi să le dar facem. Cum se zice facts în română? Că tot vreau să zic, am zis de la trecută când am făcut proba și am zis eu coffee facts și tu ziceam facts despre cafea și mi se părea penibil că zic n-am dat record la cameră. Asta este. Dă și mie record de pe butonul ăla. Este un buton roșu? Da. Cu punct roșu? Da. Și ce s-a întâmplat? Trebuie să apăs de două ori? Nu știu, ia, vezi, a apărut ceva ca și cum s-a înregistrat? Da, a început timerul. Perfect. Aia este. Avem deja 5 secunde, bine. Hei, bună dimineața! Bună dimineața, oamenilor care au intrat puțin mai târziu. Noi am mai fost live un pic pe Facebook, dar asta aș putea să fac. Să pun pe, ce pun pe YouTube să fie mai puțin decât live, ca să fie, să fie extra. Da. Deci oricum, acum începem. Vorbeam despre cum... Noi când ne trezim dimineața, ne trezim mai greu. Nu le fac asta oamenilor live. Okay. Nu. Okay. Mie mi s-a părut așa. Foarte interesant chestia cu 12% dintre noi visează numai în alb și negru. Și se spune că procentul era mai mare înainte de apariția televizoarelor color. Asta înseamnă că oarecum noi visăm... Da, mă, că și culorile au fost inventate când a apărut televizorul asta color. Noi vedeam color, de ce am visat alb-negru și după ce a apărut televizorul color? Adică noi visăm cumva influențat de cât eu, ne uităm eu de un timp încoace visez 4K. Serios, nu. Visam SD înainte, un VGA prost așa la un moment dat și acum-s bine, acum-s 4K. N-am, dar nu e și 3D? 3D nu. 3D nu e 2D 4K? Da. Cu 2D efecte? 4K. Cu efecte din astea. Cu... Depinde ce am mâncat cu noapte înainte. Dacă visezi că faci sex cu asiatici, visezi blurat, cenzurat. Băi, eu nu prea visez că fac sex. N-am prea visat că fac sex de mult.
Da. Moment e de reculegere pic, pentru... E un pic trist. De ce e trist? Că înseamnă că faci sex în general. Da, mă, dar când visezi că faci sex, alegi cu cine. Când faci sex... Dar stai că nu alegi cu cine, îți dă subconștientul pe cineva. Da, eu mai schimba fețe în vis. Da. Oh, tu, na. Serios? Da, da, da. Eram, nu. Dar știi că în vis nu-l începi, ești în vis, adică n-are un început visul, adică intri... O combin... Dacă visezi că faci sex, nu ești la întâlnire, te duci acasă. O, ce trist ar fi să începi visele porno cu visele erotice cu... Viața e foarte bună. Cu flori, nu găsești flori, trebuie să... Aoleu, n-am prezervativ. Tu ești în vis. Poți să o lași gravid oricum până naști, nu mai ești acolo. Asta ar fi un vis bun, da. Da, chiar că... 9 luni mai încolo e un coșmar. Fă visul erotic. Ce bună e asta. Asta chiar e de stand-up. Vă mulțumesc serios, asta da. E beat. O să iau și o să fac astăzi, că am la Pitești și o să... Unde e la Pitești? Uite, poți să anunți. Poate să uită doi oameni din Pitești. Doi oameni din Pitești? La H, la Club H. Diseară. Mamă, la ce marfă e la H. Foarte tare. Cu Vio Dragu și cu Toma Alexandru, care ne-a sponsorizat cu această cafea. Hei, Toma Alexandru. Toma Alexandru. Și Vio Dragu, care ne-a sponsorizat cu ce bună e asta, cu vorba ce bună e asta. Super. Eu am zis mult timp că eu nu visez. Pentru că nu știam că visez. Eu dormeam atât de buștean. Uh-huh. Chiar. Eu la un moment dat, când eram mai mic, gen, nu știu, 8 ani, 10 ani, nu mai țin exact. Când eram mai mic, când eram mic, bă. Eram mic. Așa. Dormeam atât de adânc, încât ai mei la un moment dat au fost în oraș, afară, așa, au ieșit în oraș. Și pe aia când au venit acasă și au pierdut cheile și n-au putut să intre, au spart ușa ca să intre în casă. Și eu n-am auzit nici măcar asta, deci au sunat la sonerie, au bătut în ușă, au dat cu picioarele în ușă. După ce au bătut în ușă, te-au bătut pe tine. Lasă, lasă, vine a doua zi. Scuze. Nu m-au trezit să mă bat, a fost. Scuze, lasă-mi să dormă. Nu mă, că nu m-au bătut ai mei. S-au dus la o vecină pe care au trezit-o ca să mă sune pe fix, că fixul era la mine în cameră unde dormeam eu în sufragerie. Nu m-am trezit, adică au spart ușa, s-au culcat, nu știu cum, dacă au dormit după ce au spart ușa, fără să mă bată. Puneai un scaun, așa se punea. Și nu, cum au dormit, la modul cum să dormi după, fără să-ți bați copilul când trebuie să-ți spargi ușa ca să intri în casă. Dai seama ce panică era, că a fost drag. Bă, mort să nu fie, asta e. Că au văzut că nu mort, doar cu... Doarme. Okay. Și au spart ușa, da, mă, și nu m-am trezit. Așa de buștean dormeam și am avut impresia tot timpul că eu nu visez deloc. Da. Și am citit aici acum, visele sunt normale. Persoanele care nu visează niciodată au tulburări de personalitate. Eu țineam minte două vise pe an, din atât maxim. Atâta mă trezeam și știam ce am visat. În rest, eu aveam impresia că nu visez. Dacă vrei să ții minte ce ai visat, după ce ai deschis ochii, trebuie să stai în pat un pic. Și trebuie să e încărcat în buffer visul. Și dacă ai sărit din bufferul ăla, să ștergi imediat. Și atunci, da, când ai deschis ochii, trebuie să aduci aminte, stai un pic, ce am visat. Și atunci, cumva ți-aduci aminte, dacă ai visat, știi? Da, și după aia îți faci visul și, ok, și atunci rămâne cu tine. Dar dacă nu, deci dacă ai deschis ochii, ai deschis telefonul sau ai plecat la baie, gata. Deci da, și eu mă trezesc și mă la baie, da. Primul lucru, adică mă trezesc și mă dau jos din... Ei, foarte bine. Apropo de asta, cum te trezești tu, urinezi des noaptea? Aș dori să te întreb aici. Află ce poți face atunci când crezi că e prea târziu. Să te duci la baie. Când crezi că e prea târziu, adică gata. După s-a, ce ai dat drumul un pic. Bă, eu am problema cu trezitul. Încerc să fac un bit de stand-up, am tot zis, dar nu e încă ce trebuie. Că nu-mi vine să mă ridic din pat. Că mă trezesc noaptea și trebuie să mă duc să mă la WC-ul. Nu-mi vine să mă trezesc. Am așa o ceartă în capul meu cu, bă, cât de grav e. E chiar grav, adică chiar trebuie să mă duc. Și zic, bă, nu cred că trebuie să mă duc, că nu vreau să mă ridic. Mie că-mi trece tot somnul, mă trezesc, dau cu capul de toți pereții. Eu mai știu oameni așa. Mai știu și oameni așa. Încerc să mă culc și după 3 minute îmi dau seama că nu pot să mă culc, că mă doare rău totul, vezica tot. Și mă trezesc cu nervi și încerc să fac chestia asta, că eu am impresia că mulți oameni fac asta. Și de asta încerc să fac. Eu am, înainte să mă bag în pat, nu pe la baie, preventiv, și văd ce se întâmplă.
ca să nu mă trezesc noaptea la 3. Bă, ești prost! Parcă eram la toaletă. A, nu? Era un vis? Scuze! Un pic cum șervețe și pai. Dar așa, bă, e un pic... Nu-mi place să mă trezesc noaptea. Mie îmi place să mă trezesc noaptea. Nu mă duc sau nu mă duc la WC? Op, se pare că nu mă mai duc, că am făcut. Eu dacă mă trezesc noaptea, am așa o bucurie că m-am trezit, că îmi dau seama că, bă, cât mai pot să dorm. Mai pot să dorm, exact. Da. Mă trezesc, mă duc la baie și zic, puti, trei, mamă, mă pun în pat. Și când e 8 și tu trebuie să te trezești la 8 jumate? Da, eu am avut mult timp chestia asta, că eram deprimat și, bă, nu puteam să mă ridic din pat. Dar nu că nu puteam, eram în pat și eram, bă, coaie, n-are rost. Așa, deci, bă, era toată viața gri și parcă nu avea rost să fac asta nimic. Asta pentru că nu aveai zi bună dimineața. Hei, dar acum... acum de când zi bună... Hai, mă uit că văd că Sergiu nu ești nimic de... Oameni care sunt disperați, unde e lucrul ăla? Am zis. Stai. Dar acum... Așa, ca să nu deranjeze... Da. Sunetul foarte bine. Băi, eu tot răsfăiesc ziarul ăsta pentru că mi se pare că pari mai inteligent dacă răsfăiești un ziar. Decât e un om care faci. Decât dacă te uiți în cameră ca bouă așa. Da. Băi, și atunci din când în când mai trebuie să pare așa că eu studiez aici. Habar n-am ce fac, adică n-am citit nimica. Cred că e a 5-a oară când am dat prin el așa să... Hei, pare că facem ceva aici. Asta e partea drăguță la click, care are multe poze pentru... Bă, ce mi se pare nice la ziarul ăsta este că eu n-am văzut click de mult, dar au țâțe lângă vreme. Așa este. Este au sâni? Indiferent da, de sezon. Mamele. Au un set de mamele. A avut un prieten de-al meu ideea să facem un swear jar. Da, burcan înțeles. Cu bani nu, pentru... Înțeleg. Și engleză și jar. Jargon. Da, da. Un set de mamele lângă vreme. Mi se pare că e o chestie în asta de vrei să vrezi vremea sau nu. Îți puse acolo cu... Dacă te întreabă nevasta ce faci, mă uit la vreme. Și cum pare? Bă, la deal linge. Ăsta ninge. Și la vale inundație. Este. Bă, dar știi care e problema noastră fără bucălaie? Că nu e cine să facă voci, nu? Horoscop, nu mă, horoscop, mă. Hai că o să încerc eu la un moment dat. Cu din astea, cu... Hai că o să încerc eu să-l fac pe bucălaie. Să faci pe bucălaie făcând horoscop. Da, da, la un moment dat. Mai stăm un pic. E lag între sunet și video. Cum să fie lag între sunet și video? De la mixer, ți-am zis că e prost. Păi nu e, dar trebuie să fie de la, nu de la mixer, cât de la, De la stream? Da, de la stream, pentru că eu l-am făcut bine aici. A făcut bine, numai că... Și ce cred că ai făcut? Mm. Ai setat bufferul de la imagine cu același buffer la sunet ca și lungime de timp? Ce înseamnă asta? Vorbim după. Ok. Se va remedia. Da, am înțeles. Dacă mai aveți lucruri pe care putem să le vorbim cu voi, bă, băiatule, puteți să le spuneți, vă rog, ca să mai discutăm împreună, că suntem live totuși și avem posibilitatea de a discuta cu oamenii. Am observat că ieri erau 100 și ceva de oameni care urmăreau constant, iar acum sunt 70 și ceva de oameni care urmăresc. Nici nu-i bucălaie și acum s-au și prins ce facem. A, da, deci mâine modul... 50 și săptămâna viitoare luni ăia, maică-s pe bucălaie. Hei, bună! Mamă, maică-sa și doamna bucălaie și cu domnul deci, bucălaie dacă, și atâta. Dacă citești ăsta, te crucești. Da, mă, știu. Mi-a plăcut foarte mult că m-am dus să iau ziua. Iepurele cu cruce în frunte anunță venirea lui Hristos. Cum a anunțat el venirea lui Hristos? Păi spune-ne, Sorin. Nu știu. Crucea nu a apărut treptat, ci dintr-o dată. Fuck. Unii mai atei din fire cred că este reîncarnarea lui Iisus. Atei cred că e reîncarnarea lui Iisus. Eu nu cred în Iisus, dar dacă ar fi un Iisus, ăsta e Iisus. Asta e. Nu știu ce să zic. Arșinel a făcut altar în cabina stelei.
Da, am ambele știri triste. Și că a murit Popeasca și că e vior Șinel. Asta pentru că are niște rinic luați în altă parte, nu? Da, așa este, da, da, da. Aia, de aia zic. Da? Da, da, ok. A prins bine, i-a adică a făcut... Are niște rinic luați? Da, da, da. Da, trebuia să fie a unei, nu mai știu, a unei fete sau ceva genul ăsta și... Și s-au gândit că maestru... A sărit el rândul, a zis, bă, ăsta e talent, bă, ăsta. Da, 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 i-a venit ceasul, dar sunt rinic pe aici, da, s-a rufat aia. Lasă că îi băgăm în marele artist. Îi dăm o intrare la teatru de revistă. Da, da, să mai, bilet. Că el n-a trăit destul. El n-a trăit să se nici a avut și o viață chinuită. Să nu fim răi, că nu e treaba lor. Adică mi se pare doar chestia asta cu sunt tratați prea importanți artiștii, prea wow, ești artist, maestru de bă, faci oamenii să râdă, lasă că nu ești important în halul ăsta. Și... Nu, da, ei au crescut într-o perioadă în care erau considerați semizei. Da, da, asta că e erau câțiva care intrau la teatru. Dar stai mă, și acum film. Ăia cei mai șmecheri. Nu, zic că iar întrerup. Nu, erau câțiva care intrau la teatru și film, mai mult de jumătate erau păpile și ăștia erau dintre aia care au reușit să intre și acum îi vedeai în filme și nu-i vedeai pe Facebook, nu-i vedeai pe stradă, no. Aveau șofer, aveau... Și acum de când... Scrisoare, era da, de când... Și vedeai la televizor, cum? Sau dacă îi vedeai. Da, erau câțiva. Erau câțiva la televizor, da. Și acum nu sunt mulțumiți că oamenii se uită și la alți oameni și, bă, nu au intrat pe nicio nișă, știi? Au intrat într-un teatru independent sau au făcut alte proiecte. Dar rinichi. Și acum în era noastră, aia care ajung, acum sunt doar foarte mulți artiști, content creators, dacă vrei. Da. Dar aia care sunt în top, da. Smiley, așa. Nu e tot zeitate? Bă, e pentru copii de până în 18 ani. Da, bă, ai dreptate. Deja de la 19 ani înțelegi, că bă, da. Nu, așa ăsta au făcut niște chestii, da, ei pe okay. Facebook. Mergi la concert până când îți dai seama că ești cu un cap mai mare decât toți și zici, bă, nu cred că mai vin. Cum? Ăla e cel mai bun loc de la concert. Da, știu, dar în clipa care ești, hey, Smiley, și după un timp ești... Ia să vedem ce trupe mai sunt. Eu îi apreciez exagerat pe unii oameni, dar nu pentru că e artist, ci dacă sunt chiar mișto ca om. Adică îl văd într-un interviu și mă motivează cu ceva, adică mi se pare că omul ăla chiar... E un exemplu. Bă, da, în principiu unul care a reușit nu a stat pe degeaba, adică lui nu i s-a întâmplat lucruri, a muncit. Atunci clar că poți să apreciezi chestia aia, dar la fel de mult poți să apreciezi și un om care a făcut, are niște realizări în viață și tu nu-l știi, dar poți să apreciezi și pe ăla, un, ce știu, doctor specialist în habar n-am ce, transplanturi, nu știu ce. Mă refeream exact doar ca om, cum ești tu ca om și caracter. Dacă tu ești, nu contează dacă ai reușit sau nu, dacă tu ești un om mișto, un exemplu pentru oamenii din jur, adică dacă eu consider că ești un exemplu, că ești muncitor, că ești, nu ești arogant sau nu ești un mare lucru în mintea ta, știi? Da. Că tu ești ok și dai un exemplu bun și ești pe bune, familist, muncitor, nu ești băiețaș, eu cu femei, cu din astea, cu, nu știu, am... Dar eu nu cred... Niște valori bune, Cred că ne băgăm într-o zonă destul de... dubioasă. Da. Haideți doar să-l înjurăm pe Arșinel. De aici am plecat. Hai să... Doar să moară Arșinel. Hei, creditele în lei tot mai scumpe, zice-se. Ce mai zic oamenii? Uite, mă mai uit și eu pe aici. Se trece examenul de permis fără mită. E Lucian Ciurea a rămas de ieri. A rămas cu... Se poate trece, crede că e într-un... Uite, aici. Se trece examenul de permis fără mită. Cred că... Da, trebuie să știi să conduci. Ăsta e... Că de-aia e un examen. El crede că e de asta, top 10 lucruri. Nu-i taxă de prezență. Crede că e un top din ăla undeva. 10 lucruri despre examenul de permis. Examenul se poate trece și fără mită. No. Bă, ce-i cu ăsta, mă, cu vacă? Nu știu, mă, voiam să o împing un pic mai în față. Era pe ziar, că n-am trecut de zi. Avem un băiat care îi se răcesc ouăle. Cum? Păi să și le mi-am curețe. N-are laptop sau nu lasă să mănânce în cameră? Hai mă, Tefrus. Cum? Tefrus îl cheamă. Nu, Tefrus este numele lui de...
Aveți nume dubioase pe Facebook? Tu ai, văzut, ai mai văzut oameni care nu au numele lor pe Facebook? Mai sunt câțiva. Da. Mai sunt câțiva. Se pare ciudățel. Depinde ce vrei să faci cu contul ăla. Doar pentru că m-am obișnuit să văd în sfârșit, după atâția ani de zile de anonimitate, când nu era Facebook-ul, știi, sau nu era de popular Facebook-ul și toată lumea era anonim, adică eram toxul pe ceva, pe gaming, pe forumuri, pe unde eram eu, eram toxul și tot, cine e toxul ăla? Mi-aș așa mi-ar plăcea să fie. Și de ce? Că acum mi se pare că ai o minimă responsabilitate de tu ești Alex Mocanu. Care Alex Mocanu? Uite ăla cu fața asta care face asta, pe care îl poți găsi la jobul ăsta. Eu sunt total de acord, să fie datele cumva stocate, adică să ai niște date care să lege persoana de pagină, dar nu atât de mult cât ceea ce se afișează să fie. Înțelegi cum zic? Adică da. Dacă ai făcut un căcat, întrebăm Facebook-ul, cine e căcatul ăsta? Ăsta e. Dar lasă-mă să-mi pun ce nume vreau eu. Poate nu vreau să-mi pun mie numele, să-mi știe toți proștii numele. Da, dacă nu vrei să știi toți proștii numele, nu ești pe o rețea de socializare. Dacă ești genul ăsta de om care n-ai vrea să te știe toată lumea. Bă, noi suntem un caz mai special că avem nevoie de prezență pe Facebook ca să distribuim. Mă refer dacă ai fi un om normal și dacă ai fi zeitatea aceasta, Sorin Părcălav. Dacă aș fi un om care nu mă ocup cu spectacole și n-am nevoie să promovez niște evenimente sau așa, mi-ar plăcea să fiu Lăcătușul. Habar n-am, Marius Lăcătuș pe Facebook. Habar n-am, să fie un nume acolo. N-aș vrea să-mi știe numele toți oamenii. A, dacă am făcut un căcat, să se poată linkui de persoană. Pe asta zic, dacă nu ai numele tău, nu ești dispus să asumi o responsabilitate. Când faci nu. Deci tu când îți faci contul, sunt total de acord să fie nevoie de datele alea. Da? Da, doar că la display, la ce ți afișează pagina, să poți să schimbi ce nume vreau eu. Să nu, adică să fie legate, dar să mă lase pe mine să aleg. Eu astăzi poate vreau să fiu Cristina. A, și ce, să schimb tot și timpul? Și da, Laura mâine. Păi stai, mă, și ce oprește? Mâine Georgel. Mâine vrea să fie Laura. Da, mâna, gamă. Ce oprește pe orice om dacă se poate linkui la tu ești Sorin Părcălav? Tu a zis Laura, da? Da. Dar tu ai undeva că ești Sorin Părcălav, deci poate oricine afla. Nu, astea cumva stocate în... Ție cum de nu știe nimeni parola? Ție cum nu știe nimeni parola de Facebook? E stocată undeva, nu? Dar eu dacă vreau să intru să-ți văd ție parola, nu pot să-ți o văd, nu? Păi da. Pe aia zic. Deci ai avea undeva numele, dar n-ar putea să-l vadă oricine? Da. Și cine ar putea să-l vadă? Poliția, dacă are nevoie. Păi da, poliția ar putea să-ți vadă și parola atunci. Oricum îți vede și parola asta. Okay. Nu e. Nu ce mai zic oamenii. Nu e ca și cum ai scăpat. Radu Chircu. Salut, Radu. Claudiu Popa. Salut, Claudiu. Se manific. Da, uite asta, aș vrea să ajung la Manafic. Manafic? Băiatul care a făcut albumul cu Manafic nu e... Da, el e? Da, foarte fain. Tu ești Manafic? Respectele noastre, ale mele și al lui Mirica. Sorin, pare că nu e impresionat de ce e Faust sau... Uite, vezi, rapperii au rămas cu rapperii. Da, de fapt, rapperii, că mainstream-ul ești Loredana Groza, cum te cheamă, știi? Dar poate că nu cheamă Loredana Groza. Și dintre toate și alegerilor de Dana Groza avea atâtea opțiuni. Dar poliția știe cum o cheamă. Da. Băi, căsătorită. Da, mă, nu. Bine, o cheamă Andra Măruță. Adică știi cine e Andra? Știi cine sunt? Măruță. Mai e cât un smiley, dar știi că e... Andra. Bine, dar și pe smiley, îl cheamă Maria. Și, adică el și-ar pune un nume de scenă. Dar în rap, în afară de Vlad Dobrescu, nu știu de ăștia care au numele lor. Mai sunt câțiva, dar din ăștia mari nu sunt... Bă, acum încercam să-mi aduc aminte, dar nu... Hei, 5 pași de urmat când faci cumpărături la reduceri. Asta este, atât am împărțat. Ai simțit că e un pic de liniște și ai băgat ceva de mine. Îmbracă-te corespunzător la cumpărături. Deci ăsta e pasul 3. Pasul 3, așa. Deci îmbracă-te corespunzător la pasul 3, da? 4. Lista de dorințe, ca să nu cumva să cumpere altceva. 2. Asta cu lista, lista de dorințe e făcută ca să cumperi mai mult, nu ca să cumperi mai puțin. Pune preț pe calitate, nu pe cantitate. Când îți la reducere.
Te duci și pui preț pe calitate. Adică asta, și asta e un sfat de cum nu cumpăra ca proasta. Deci fix jumătate pagină, deci jumătate pagină, mai mult de jumătate pagină, mai mult de jumătate pagină despre niște căcaturi. Cumpără haine călduroase. Vai, da. Ca să te facă să te simți caldă pe dinăuntru, asta e. Dai seama, toți eschimoșii la Polo Nord fără click, ca numai de tricouri. De alea chinezești, nu-ți dă calitate. Nu sunt eu de la Zara, știi, de alea decoltate, așa. Ești prost, e ca în frig. Și acum toți eschimoșii care se uită la Zi Bună sunt... Ce limbă vorbesc eschimoșii? Eu nu cred că vorbesc. Eschimoneză. Eschimonezile. Cred că se înțeleg din priviri. Deliric. Azi știi cum e limba? Deliric. Foarte bulbuit. De bulbuit. A zis Sasha Ciobanu, Deliric este celălalt rapper care are numele da, lui. Da, care nu și-o schimba numele. Care are exact numele lui. Că, păi așa-l cheamă. Când și vine Nathan Tico. Că eu l-am văzut comentariul ăsta, am vrut să nu-l citesc pentru că știi că e pe Memeliga chestia aia nebună că Nathan Tico a distrus între show-uri care nu are nimic. Nu știu, dar o să vină... distrus între show-uri. O să vină... Cum a distrus? Eu n-am văzut episodul. Nu, a fost... prima dată când a fost în ăla de Crăciun era beat. Așa? Era varză și a întrerupt... A fost Costel așa, a fost întrerupt okay, toată lumea, okay. A fost... Da. Zi, ok. Și dar a mai fost încă o dată după Revelion și a fost foarte ok. Așa. A nebunit chestia asta cu meme-uri, a mers un meme despre Nathan Tico cum că a stricat în episodul și după aia a mers toată lumea din dorință de hai să turmă? Facem asta, da, a mers toată lumea că Nathan Tico e nașpa, dar nu cred înțeles. Că are nu-ți placă Nathan Tico, că e prea simpatic. Okay. Poate nu și când e beat. Vreți să spuneți că pe Umbladon nu-l cheamă Umbladon? I-am rupt mintea unui băiat. Așa cheamă pe taică-s-o. Și culmea, nici pe tataie nu-l cheamă tataie. Așa cheamă pe taică-su. Ce mi se pare foarte amuzant, tataie, că el și-a pus numele ăsta de mult, acum ani de zile, după ce a fost Mr. Juice și inițial. Și acum începe salatea tataie, încet, nu? Încet devine tataie și o să fie bre tataie. Și el o să aibă impresia că le strigă băieța și tataie, nu, e nepotul tău, Mihăiță. Fanul numărul 1. A venit tataie și cu neauzi. Neauzi? La poartă la. Funny. Hai că te caută chelul ăla. Nu-mi dați vă rog, uite Maximilian, bine, acum nu scrieți chiar nume de rapper că nu-mi dați link-uri, că dacă accesez link-uri trebuie să ieșim total din emisiunea asta dacă încep să mă uit pe alte link-uri. Nelu Cortea Ion Mihai. Pace pentru Nelu Cortea și marele podcast pe care îl urmăresc cu mare interes. Ce e Nelu pe aici? Nelu Cortea. Ce faci cu Bitcoin-ul, bă? Mai ai? Serios? Vreau și eu să cumpăr. A avut la un moment dat. A avut Bitcoin? Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar... Nelu, ce faci cu... Nelu, ce faci, mă, cu Bitcoin-ul? Mă, Nelu, ce faci, mă, cu Bitcoin-ul ăla, mai ai? Mă rog, 0,5. Știi ce-i tare la el? Că și dacă află lumea că ai Bitcoin, n-au cum să spargă casa. Da. Da, dar poate să spargă contul, poliția, că știe par ăla. Nu, callback, bam. Îți ia hardul. Îți ia hardul? Da. A, tu l-ai fizic pe... Da, ceva criptat, ceva fizic, da. Nu știu exact cum, dar este... Dar acum eu dacă îmi iau, vreau să iau și eu, dar e în bursă, nu mai cumper efectiv acum cu monedele noi, monedele. Monezile? Sunt un criptocoinul nou. Ambele variante sunt criptomonede. Criptomonedele sau tot aia. Criptomonedele noi. Practic cumperi la bursă cumva, adică mai mult cumperi acțiuni în aia sau cumperi practic? Speculezi de cum fluctuează. Da, dar asta vă spun. Adică eu dacă mă duc pe astea, Kraken, pe unde să... tot un fel de bursă. Nu înțeleg efectiv dacă eu cumpăr monedă sau cumpăr acțiuni la chestia. Nu, cumperi monedă. Cumperi monedă, da, nu? Da. Ce tare. Cumperi monedă și... Bitcoin nu ți-l poate fura nimeni. Tu ai cheia pe care nu o știe nimeni. Da, tu ai cheia, cum o ai? Că mi se pare că ai pe un hard disk sau pe ceva. Sau o ții minte? În câte caractere? Răspuns Nelu la întrebarea, ce faci? Bani, aia fac. Ah, ok, nice. Bine, bine, Nelu. De cât timp suntem pe live-ul ăsta? Cum faci să apară?
Nu știu, mă. De cât timp stai, Sergiu, pe live-ul ăsta? Poți să-ți apară... 30 și ceva de minute. Eu zic 37 de minute. Ce zodii sunteți, dragii mei? Episodul de ieri a fost cam rău. Nu, cu Doc. De episodul de între show-uri. Deja începem să confundăm. Facem prea multe emisiuni. Da, o să fac și eu live cu Mocanu la un moment dat. Te bea aștept. Sunt foarte încântat. Live cu Mocanu? Da. O să fie numai tu? De gen... Da. Ah, ok, tare. O să fie cu un invitat, gen. Live cu Mocanu. Bună, sunt Mocanu și sunt aici cu Mocanu. Live. Live. Hai, puneți-mi întrebări. Puneți-mi întrebări lui Mocanu și trebuie să răspundă. Nu știu mare lucru, dar hei, putem încerca. Mă ajută foarte mult faptul că aveam scaunul ăsta așa și mă duceam așa pe spate. Și acum mai dat seama că pot să-l pun așa, păi scaunul e deștept, relaxat. Da, scaunul e super deștept. Asta este. Trecem în horoscop. Mirica, ce zodie ești? Hai că vedem dacă mai e ceva de vorbit. După aia, 37 de minute, mulțumim Luigi Cristian. Ne-a întrebat cineva ce învăța prima dată un eschimoș. Dar nu ne-a răspuns. Nimic. A, uite, Lucian ne-a mai zis în momentul în care îl sapi bitcoinul, sau mă rog, moneda. Așa. Creezi un cont unic la care doar tu ai acces, deci e ceva online. Da, adică dar este, trebuie să fie, dacă tu ai un key, ăla trebuie să-l ai cumva și ăla poate să fie în genul țin minte ceva, ca o parolă, sau este fizic, în clipa în care generează da, știu că... chestia aia pe hard disk, acolo să înființează un key. Și da, un cod, acolo, practic un cod, o linie da. De cod. Da. De aia zic, păi a fost băiatul ăsta care... Dar când am auzit, ieri la altă am auzit, mi-a spus un prieten, n-am citit, dar zicea că a fost un om de afaceri care s-a băgat la un moment dat în Bitcoin și a minat și a minat și a băgat nu știu câte mii de dolari și avea nu știu câți Bitcoin și dar erau super ieftini și au aruncat tot ce au avut, știu niște calculatoare, niște dale alea. Și acum când auzi că de fapt valorează 80 de milioane de dolari, vrea să sape toată groapa de gunoi să găsească alea, pentru că pe hard disk au key-ul. Deci dacă nu o lua cineva hard disk-urile și o merge și le-o rebootat și le-o resetat și și-o lua ceva filme pe ele, s-ar putea să fie unul foarte bogat. Asta minează homeless și la groapa de gunoi. Da, ea chiar minează, nu? Ce zodie ești, Mirica? Leu. Leu. Aici e frumos că aici sunt împărțite în trei categorii: iubire, sănătate și bani. Ce bun e asta, Alex, tu când îți faci o mocană? O să, gata, asta fac. Chiar căutam o idee să-mi pun pe cană. Uite asta, să-mi pun mocană. Tare. Leu. Tu ești leu? Da. A, te-am întrebat ieri. Iubire. Păi da, te-am întrebat... Iubire. Să fie atenți, pentru că teama de a nu rata anumite oportunități îi epuizează. Fai. Adică te consum prea mult. Ca eu am adormit aseară și m-am trezit acum. N-a fost nicio teamă. Sănătate. Să mănânce. Nu doar să mediteze. Băi, altfel metabolismul lor o ia o valoare razna. Asta zici că zici mai câta. Să mănânci. Da. Sergiu, bani, să mănânci. Bani. Adrian, au să bani atât cât să-și alerge să-și achite dările. Adică ai bani de taxiuri. N-ai și de... Deci ai bani ca să alergi, ca să alergi achizi? Să-ți achizi dările. Ai bani, mă? Ai dări? Nu. Tu n-ai nici dări. Ce? Ce plătești tu? Chiria? Și atât. Și telefonul? Da. O grămadă. O grămadă, da, dacă stai să te gândești. Da, 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 sunt o grămadă. Berbec. Dar stai mă mare... cu toate, mă. Vedem cine vrea aici să... Da, păi de ce? Eu sunt vărsător, aș vrea să-l vărsător, și da, da. Vărsător. Venus pare să aducă la lumină mici neînțelegeri, mici înșelătorii. Ai ceva să ne spui, Alex? Da, mici înșelătorii. Și cât ți-am zis mai devreme că eu acasă sunt foarte ok? Da, nu ești așa ok, așa? Nu, eu cred că sunt așa ok, dar mă gândesc că poate pe undeva Venus. Nu sunt. Venus îți va arăta. Poate ajung acasă din seara și Andreea este vreau. Dar să stai, sănătate. Posibile probleme cu colonul, dar și cu spatele, cu durerile de articulație, adică cu tot corpul ești. Îți jur, Sorin, că mă duc astăzi când plec de aici, mă duc la fizioterapie. Cu ce? Să fac cu la spate, că eu mai fac din când în când fizioterapie. Ai și cu colonul și cu coloana, a? Îți jur, fără mișto, astăzi n-am putut să sunt constipat. Îți jur, sunt constipat, mă duc la fizioterapie și am un număr țepenit pentru care mă duc la o reumatolog. Dacă asta e adevărată și prima e adevărată, Venus pare să aducă lumină mici neînțelegeri. Stai, la Mirica a fost adevărat? Mici înșelătorii. Mirica zicea că...
Nu prea are bani. Nu prea are bani și aleargă după femei, deci asta m-am înțeles de acolo. Tu n-ai nicio teamă de a rata oportunități, că tu efectiv. Bani, trebuie să rezolve o serie de lucruri care au tot fost amânate. Cum adică bani trebuie să rezolv lucruri care au fost amânate? Plăți pe care nu le-ai plătit la timp. Ah, trebuie să-mi plătesc aia. Bine, mă, așa găsești la orice, dacă zici ceva general. Da, bă, da, colon, dar aia, colon aia și coloană. Aia cu coloana și articulațiile este să vedem la mine. Specific. Tu ce? Rac. Viața afectivă este tulburată de o serie de întâmplări care repercutează asupra evoluției relațiilor. Pentru că eu am mai multe. Ah, n-am ascultat, scuze-mă. Nu contează. Ce s-a întâmplat? Sănătate. Ziua poate aduce în față greșeli pe care le-au mai făcut. Se mănânc prost sau ceva. În sănătate. În fine. Bani. Își impun punctul de vedere când este vorba de cheltuit bani. Până aici. Și am zis, da, acum. Până aici. Dar puteai cu punctul noastră și cheltuiți bani. Până aici, până aici cheltuim, am amânat. Cheltuim tot. Deci nu te duci și ții tu o bluziță. Nu. Te duci și ții geacă. Călduroasă. Da, cea mai scumpă bluziță. Da, de-aia m-am uitat că ne-a dat Christian Matei Müller, o fi numele lui, ne-a dat horoscopul răutăcios. Chiar aș vrea să citesc o zodie din horoscopul. Ce? Mai sunt oameni care vor să ceva? Da, avem și un citește-l și la Tower. Ce? Un băiat. Citește și lui Doru Costin. La Tower. Iubire. Își analizează deciziile și comportamentul. Elimină defazajele legate de propria imagine. Sper că a fost clar. Așa, sănătate. Atenție ce mâncați, că firea vă poate face iar figuri. Da, ești din București, stai, dacă ești din București. Firea ți-a făcut deja figuri. Bani. Nu e o zi care să aibă de a face cu banii cât mai degrabă. Cu felul în care concepe ideea de economie. Așa. Deci ce am aflat de aici, că eu citesc foarte prost. Asta este ce am aflat de la bani. Pentru că ai lângă. Bă, nu pot, este în sar ochii pe... În... A, că ai sânii aici? Da. Să fac aia, hei, horoscopul. Deci nu e o zi aici care să aibă de a face cu banii, cât mai degrabă cu felul în care concepe ideea de economie. Adică, nu înțeleg. Perfect. Bine. Tu ce erai? Rac. Hai să vedem cum sună horoscopul răutăcios. Te rog. De pe cdnews.ro. Te rog. Fie stick news, USB stick news, că CD-uri nu se mai folosesc. Oh, am văzut deja ceva. Fii atent, planeta dominantă, Luna, care nu este o planetă. Planeta ta dominantă este Luna, astrul toanelor și născocirilor. Racul. Animalul sacru este lipitoarea. Sănătate. Așa, sper. Lipitoarea, mă? Ești o lipitoare. Nu prea ești. Racul este un profitor nesătut. Al cărui unic scop în viață este să care în vârloc tot ce pică în mână. E mai zgârcit și mai apucător decât tot neamul hârciogilor la un loc. Se spune că ar fi diplomat, dar în realitate manipulează pe toată lumea ca să-și rezolve interesele. Zâmbește grațios, înșiră verzi și uscate. Și joacă tot timpul teatru, Arșinel, cred că era. Fiind foarte popular printre cei gură cască și slab de minte. Da, aia printre noi nu-i popular, sorry, nu prea. Are mania de a copta tot soiul de ratat. Ca să ce? Să fac emisiune cu ei. N-am investit nimic, dar-s la masă. Bă, stai puțin. Vine și cât m-au costat astea. Atunci mai și slab de înger așa. Măi, când mă gândesc la show de seară. Continuă, acum e momentul să arăt cine sunt. Își iubește casa, dar nu e lipidea. Rost de morbul vagabondajului. Bă, dar folosește cuvinte de hei, eu sunt inteligent. Da. Dispare pe... din nefericire se întoarce mereu înapoi. Așa. În dragoste este adeptul romantismului siropos și leșinat. Sunt extraordinar. Da, n-am asta.
Am fost, dar nu. Crezi mai devreme sau mai târziu? A, deci nu, tot nașpa ești. Tocare măruntă a nervi. Păi, este la râu, ia de la vărsător, că abia aștept. Politician sau meseria potrivită? Poet cămătar, pitic de grădină. Pitic, meseria potrivită, pitic de grădină. Pizza magică, quattro formaggi, aici m-am nimerit. Dar ai văzut medicamentul norocos? Alcoolul. De. Există medicament norocos, există rugăciune. Da, da, medicament norocos. Medicamentul, ce era? Leu. Dar norocos. Stai așa, medicamentul norocos, da. Unde e leu? Leu, aici. Toxin. Medicamentul tău norocos este toxina botulinică. Ok. Leul este un lider înnăscut și ca toți liderii se înalță strivindu-i pe cei mai... Pe cei cu mult mai bun simț decât el. Continuă, bă, zi de rău la ăla. Ce v-ați oprit așa? Păi vreau să aud tot. Ziceam că poate nu. Atunci să vezi la tine imediat. Da, da. Hai, dă-i să vedem la tine. Subordonații îi acordă respectul cuvenit, dar l-ar strânge de gât cu maximă plăcere, Sergiu Mirică, când o să ai subordonați. Nu am. Victor. Încă. Păi nu să cei să plătească întreținerea de fiecare dată? Ba, da. Ai văzut? Dar te-ar strânge, da, te-ar strânge de gât. Ambiție, semne exclamării, ca nimeni altul. Te știu. Da. Stai că încă nu s-a născut. Consideră că a atins poziția cuvenită doar atunci când nu mai are vreun loc alb pe cartea de vizită. Se iubește atât de mult pe sine încât își pupă oglinda de câte ori se crede singur. Este așa de obsedat de onoruri că dacă primește o cupă la campionatul de șotron, e în stare să umble cu ea atârnată la gât să vadă lumea cât de grozav este. Da. Ia mai dă-i și pe ceva. Cupă oglinda de câte ori se crede singur, nu neapărat de... Dar cum o pizza magică, mă, ești nebun la cap? Tot 4 stagiuni, nu, dar aveai 4 formaje, stare 4 stagiuni. Cu ingredientele amestecate. Cum pizza magică? Eu am pizza magică napoletan. Nu știu ce înseamnă pizza napoletana. Da, nu știu, da. Și în medicamentul norocos sunt sedativele. Meseria potrivită, futurolog. Pentru că, da. Sunt futurolog, sunt adrept, vânzător de gogoși. Pizza magică, napoletană. Da, am zis. Vărsătorii sunt cele mai ciudate ființe de pe Terra, ceea ce explică frecvența mărită cu care sunt răpiți de marțieni. Now I'm scared. Scrie că ești prost și că cumperi chestii? Nu, dar am scris la tine. Ah, ok. Nu se știe totuși dacă aceștia îi selectează doar pentru a le studia anomaliile sau fiindcă îi consideră o specie înrudită. Oh, shit. Se spune că sunt deschiși la nou, le place să experimenteze sau au o fire independentă. Asta înseamnă că dau banii pe prostii de care n-am mai auzit nimeni și sunt alți raci care profită de ele. Da, cam asta e. Cât despre dragoste, vărsătorilor nu le este prea clar ce înseamnă. Deci, dragii mei vărsători care sunteți aici pe Zi Bună live sau care vă uitați în înregistrarea la Zi Bună, îmi pare rău, nu știți ce e aia dragoste și sunteți proști. Și cumpărați căcaturi și după aia sunt raci care profită de voi. Da. Bă, am încheiat-o... din Germania. Se poate și la RAC. Uite, am citit și la RAC. Și la RAC. Și, la, și din ăsta și... Aveți un link acolo dacă se uită la... Da, care... este un link. Da. Și cam... cam asta a fost ediția de 9 ianuarie. Astăzi seară la Club 99 avem primul open mic din 2018. Open mic cu Alex Mocanu și câțiva comedianți care deja mi-au scris să se înscrie. Și o să fie... S-au scris să se înscrie pentru a, scris pentru a fi să prezent. Se înscrie, da. Dar cum e pentru a coada, scrie... ca să stai la coadă la Mega. Da. Asta a fost? Da. Asta perfect. A fost emisiunea. Oameni dragi, să aveți o zi absolut superbă și să nu credeți în horoscopul ăla de căcat. Să dați un like la pagina asta și să ne vedem și mâine, tot cu mine, Alex Mocanu, cu Sorin Pârcălap și cu Sergiu Mirică, dacă ajunge. De săptămâna viitoare mă voi întoarce sub masă. Dans! Da, mă, trebuie să aveți ce bebelușe. Avem pe bucălaie, dar acum... Da. Gata. Bă, bă.